Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Echipa de Emanet l-a trădat pe Halil Ibrahim. Zilele trecute, Halil Ibrahim Ceyhan a participat la primul concert serios din cariera sa. Totul a fost perfect. Halil Ibrahim Ceyhan a avut și el o seară frumoasă pentru fanii săi care au venit să le asculte. Cu toate acestea, costarurile lui Halil Ibrahim și echipa tehnică l-au lăsat singur pe Halil Ibrahim. Cu excepția unora dintre colegii săi din serial, niciunul dintre ei nu a mers la concert sau nu l-a susținut prin distribuirea pe rețelele de socializare. Concertul lui Halil a dezvăluit în sfârșit adevărata fața tuturor. Ce m-a durut a fost că nu a venit nimeni la concert. Halil Ibrahim Ceyhan și-a sunat regizorul Aihan, dar nici el nu l-a susținut pe Halil. Nu au mers la concertul lui, dar nici măcar nu au distribuit o fotografie cu Halil. Nazmi este o persoană care postează în fiecare zi pe rețelele ei de socializare, dar a ales să tacă. Toți sunt atât de egoiști. Ei au folosit oamenii în beneficiul lor, așa cum au făcut-o Pesla. Halil Ibrahim nu a făcut nicio declarație despre plecarea sa din serial, deoarece ea a continuat în seria Emanet. Pentru asta a riscat chiar să fie linșat de mulți fani pe rețelele de socializare, dar în urma acestei trădări, acum va lua în considerare câteva lucruri. Ei au folosit oamenii în beneficiul lor, așa cum au făcut-o Pesla. Acum Halil înțelege adevărata valoare a Sıla. Ai dreptul! Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine!